Doamnă, prin ce am să vă spun eu acum, am să vă răspund și la o întrebare. Deci dumneavoastră a spus, am văzut-o. Ați văzut-o dumneavoastră. Și au văzut-o foarte mulți oameni. Eu o văd acum. Și când o văd, sau când am mai văzut-o, nu știu prea multe despre Lady Gaga și nu știu prea multe apariții ale ei. De ce? Pentru că eu văd doar două secunde și scuip și dau pe alt program. Deci, apropo de venirea ei, deci noi trebuie să înțelegem un lucru. Că acum, în vremurile noastre, este războiul între Satan și Hristos. Hristos va învinge. Dar cum va învinge? Noi nu putem să o interzicem, că spunea, este păcat în podica Duhului Sfânt. Da, un păcat pentru care răspunde ea și pentru care va fi judecată și pentru care va arde în iad. Dumnezeu îți dă liberul arbitru. Nu te obligă nimeni să te duci la concertul lui Gaga Lady. Gaga Lady poate să dea peste cap, să facă ce vrea, iar noi, ca și un popor creștin, un popor credincios, noi putem să-i demonstrăm altceva. Băi tu, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Caca, poți să vii, tu concentrezi, faci concert, dar noi nu venim, ești de rahat la noi în țară, nici nu ne uităm la tine și n-ai niciun succes la noi. Pentru că ea este un discipol al lui Satan. Satan are discipolii lui, artiști, mai are și în instituții, în unele, de exemplu, la noi mai are pe procurorul Iacob, discipolul lui care să aresteze lume, mai are, de exemplu, și câte un judecător, cum are pe Hristos, discipol, care să aresteze creștini. Deci, nu glumesc, asta este. Deci Satan lucrează până oameni.